Dictatura este cea mai rapidă formă de a soluționa toate problemele care noi avem în țară. Din acest motiv, Republica Prezidențială înseamnă dictatura ordinii în interesul statului și dictatura responsabilității în interesul cetățenilor. Dacă dumneavoastră nu sunteți de acord cu decizia, cei de la calificat specialiști sunt divi bugetari, ca foarte rapid schimbăm codul fiscal, ca să aducem astăzi o securitate în țară să nu vă intre hoți și bandiți prin casă, sute de cazuri deja pe țară. De-am să întreagă la bălsta polițienii, s-au intrat într-o noapte 5 într-o casă. 5 case la rând le-au luat. Știi, de-am eu cu pachetul, de-am nu-i mai eu o casă pe Macau. Noi unii mergem, băieți. Vă mai dau și înseamnă un exemplu și înseamnă dictatura ordinii. Domnul Gonța, eu am venit primar în 2015 la Bălți. Avem o problemă, strada Independenței. Bălțenii o cunosc acea stradă. Ca să înțelegi, câțiva ani de zile au durat doar studiile de fezabilitate și proiectarea. Că în Bălți n-ar anime, dar și din Chișinău spuneam, mală denic, mâine pridiom. Și din cauza asta, abia după 5 ani, a început să se schimbe apeductul care împușca fiecare 10-20 de metri anul împrejur. Și noi am pierdut milioane, înțelegi, care s-au dus în pământ. Din cauza pierderilor acestea de la apeduct, noi am avut infrastructură deschisă, dar PAS-ul spune cum azi, ei nu au făcut licitații pentru concertul de ziua independență, că nu au avut timp. Dar dacă un primar, cum eram eu sau altul, fără licitații, face o lucrare de 10 milioane și era cu dâns, aveți fi scos, de CNA, cu tot presa galbenă împrejur, cu PAS-ul. Noi trebuie din mâini să începem a construi, a produce, când astăzi apeductul și canalizarea trebuie să devii proiect național, dar nu proiecte bagate pe spatele primarilor și majoritatea primarilor niciodată nu vor putea realiza aceste proiecte din cauza prețurilor enorme.